Principalele lucrări care s-au efectuat în zonă în ultima perioadă sunt acele lucrări pentru rețeaua de gaze, care, din nefericire, trec exact pe deasupra acestei surpări, acum pe dedesubt, și despre care primăria a notificat în mai multe rânduri, și am aici adresele, Consiliul Județean să dispună de urgență repararea lor.